Comisarii de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorului, regiunea și împreună cu cei din județul Hunedoara, au verificat la începutul lunii ianuarie 10 operatori economici din stațiunea Straja, unde au identificat mai multe abateri. Jurnaliștii din Valea Jiului mai consemnează că au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 avertismente și 11 amenzi în valoare de 47.500 de lei. Nu se efectuează corespunzător igienizarea încălțămintei închiriate, bocani și clăpari. Au fost identificate schiuri care nu respectau condițiile prescrise, apărători metalice deteriorate sau lipsa acestora. Registrul unic de control nu era achiziționat pentru punctul de lucru verificat. Au fost aplicate două măsuri de oprire temporară a serviciului până la remediere, de asemenea și măsura de oprire definitivă și retragere din consum uman în valoare de 200 67 de lei, au mai declarat comisarii Timișoreni. Stațiunea straja are peste 2700 de locuri de cazare omologate, situându-se la acest capitol pe locul 2 în județ, după Giurgiu.